Revenim un pic în prezent și am amintit de Pușcaș. Ați discutat cu el în momentul când a primit acel val de critici și acel... Tot timpul am discutat cu el. Ați simțit că... Eu îl apreciez foarte mult pe Pușcaș. Mie îmi place foarte mult. Ca fotbalist, ca atitudine, ca putere de luptă, om de echipă. Ce să mai zic? Îmi place foarte, foarte mult. Și chiar tot timpul, dar au fost valuri de critici, l-am încurajat. Și el m-a impresionat, nu pot să spun, dar m-a impresionat deosebit de mult și... ce să-ți mai zic? După meciul cu Israelul în Ungaria, mă uitam la el, domne, nu se putea vedea o bucurie, dar o bucurie nu din asta exuberantă, o bucurie reținută în care... Eu cred că își pregătește foarte bine și viitoarele meciuri la Național. Este conștient de faptul că poate mai mult și sigur va arăta mult mai mult.